În România se taie ilegal aproape 9 milioane de metri cubi de materie lemnoasă anual, potrivit statisticilor. La fiecare doi copaci tăiați cu acte, altul este pus la pământ ilegal. Aceste date au convins executivul să reorganizeze cele 9 comisariate silvice din România în gărzi forestiere, alocând noilor structuri posturi și resurse suplimentare. Polițiștii pădurilor vor avea însă din start o misiune dificilă, dacă nu imposibilă. Fiecare trebuie să păzească de hoții de lemne câte un munte întreg, iar asta pentru că fiecărui inspector îi vor fi atribuite în grijă 12.000 de hectare. Dacă în 4 luni de zile radarul pădurii a putut să stopeze prin transportul de masă lemnoasă tăiată ilegal aproximativ 35% din total de tăieri executate, vă dați seama că alături și de garda forestieră, care are un rol extrem de important de a putea să fie efectiv, să spun eu, și așa m-am și exprimat, nu am putut să punem această denumire gărzii forestiere, de o poliție a pădurii. Poliția pădurii va primi uniforme, pistol cu glonț și bastoane cu electroșocuri, exact ca în cazul serviciului antifraudă de la ANAF. Inspectorii vor fi dotați și cu mașini de teren care vor avea girofar. Criteriile pe care vor fi aleși acești inspectori sau inspectori silvici vor fi criterii de performanță și criterii de integritate. Salarizarea lor este conform acestei ordonanțe de urgență, conform criteriilor aprobate și la celelalte organe de control de la alte instituții ale statului, chiar la nivel de salarizare a ANAF-ului. Numărul de posturi al noii structuri va fi de 617. Asta înseamnă că se vor face angajări în perioada următoare, pentru că actualele comisariate silvice numără în prezent doar 399 de posturi.